Oh. Hey, Tony. Ca să poată să știți. Și motivul. Cine ușa, cum? Cine ușa e cu ușa? Dar cum? Eu tot m-am spus cine e. Nu mai este ei, asta că dacă și auzi rău, poți să vii așa, auzi? Da, mu. Ia uite. Hai spuneți-i, dar ușa se închide rus? Dar cum? Cum? Automat. Automat. Apasă. Am crezut că pulim eu. Slăbim mea la ușă. Da, hai, vezi să facem așa. Și-o, că îți închide. Slăbi, schide, e rău. Bună! Slăbi, schide, e rău, slăbi. Și-o, uite, uite, o pune a doua. Da. Nu trebuie să țâi. Nu veni și cață. Uau, uau, uau! Nu dă numai imbe. De ce cu ușurile tale trebuie tu una altă? Ușurile tale tot trebuie tu una altă. De ce miști? Cred că suntem cu băieții. Bă, eu. Și așa cu băieții și prindim. Bă, echilibru ai. Echilibru? Uite așa. Și urcăm. Și urcăm. Băi, dă-mă, mă duc să-i băieții. La bălți. La bălți ne ducem. Ia. Bă, dar și să închide geamurile. Ia uite în jos, ia uite în jos. Nu uite în jos. Ia uite în jos. Nu uite în jos. Da, și pe psa două. Bă, dar și asta. Dar și asta. Dar și asta, dar și așa să închide. Șșșșș. Fișeți, nu respirați. Colegea să-i sinaie. Vitalie. Da, șșșș. Ești Mardial? Da. Doamne, firește tu. Ia busul mie, o să viedi. Ia uite la mâncare. Da, busul tău. Stai cu mință. Băi, e nerău. Mi-e tot nerău, mă tine. Băi, vă va gătila? Uite zăpada de acum. Ați la pojoașii, băiți? Au și curent așa, șuier vânt. Geamul este deschis. Am urcat cu microbus la înălțime de 1500 de metri și acum cu telegondola urcăm și mai sus. Și mai sus. Ce frumos ați băieți. Mergi la cadă. A, ce frumos. La genunchiul meu și vârful la brăduți. Da, uitați-vă. Da. Ca și zăpada, cum se vede? Ca și zăpada sus. S-a făcut, uite. Wow! Și cam plic cu bani jos. Și s-a uzat. Stuarteza. Așa mă gâdelă. Și da, ajungi pe jos, pe jos. Da, te vezi să iei jurită, că și cineva vrut să iasă. Iată și mulțumim. Da, nu-i înaltare. O să stup urechii la mine. Așa că zapata se păstrează tot echipul de căiuri. Dacă nu s-a stupă repiușurile. Repiușurile? Repiușurile s-a stupă. Ia uite stupul să constă pe partea, vă vedeți? Au, și mă gâdlă. Dar și lupsi așa pe partea. Că el... Că se ține aghine.
E atât dacă să mă filmez mă. De când e furtună, de aia tot mie? Nu. De furtună. Dar și ca chestii în cap, țambalul. Și un biloțel aici. Bancă de gin. Și țigări multe. Cele astea sunt noi așa de genic. Le unsă, le unsă. Da, nu, sunt noi, eu rusesc încă. Sunt unsă. Invers, ce ca zicem la bani? Dacă vrei, dacă nu, stai bine pe acolo. Avea un capital și am un scos. Tot așa am venit aici noi. Miguri, miguri, iau-te, yeah. Militari. Da, mă trai. Uite mai jos ca noi. Da. Hai județ și loc, ca așa zis-o. Iau-te încă unul, ia încă unul, iau-te tot. Iau-te încă unul, așa l-au rămas de cârt. Iau-te încă unul, încă unul. Iau-te, eu îl filmez să vede bine. Eu nu-l văd. Ah, gata, îl văd. Iau, sunt întoarce, sunt întoarce și am ușit înapoi. Am prins. Hei! Hei! La mare și tot, uite, de asta nu mă scaun, e voie în mare. Da, fără să cumpare și la vatine. Păi, să-i bine. Ia, schimb viteza. Oare ce de pe câmpii? Hai să-i vea. Asta nu-i sare, da? Nu, e calcit. Nu e sare, nu e gheață, se infiltrează apa prin calcări și se formează ca un fel de ciment calcit. Din asta se formează stalactite, stalagmite. Ia, de păi se mai închis la culoare, nu, depinde de... Cele pe aia, nu? Da. Cancer, sunt gol. Calcărit, s-a dus? 200 de milioane de ani, da? Da, s-a format. Sunt de 200 de milioane. 200 de milioane. Milioane, băi, vezi, milioane. Aceasta este localizată la circa 3,5 km de Cioc și circa 8 km de Poiana Brașov, în bogătniciul vestic al masivului Postăvarul, la o altitudine de aproximativ 825 metri. Este o peșteră relativ tânără, formată în calcar dizolvat de apă, de circa 2 milioane de ani vechime.
peștera asta. Până în partea cealaltă a peșterii, existând o mică ieșire pe culoarul pe care s-a intrat. Lungimea totală a peșterii este de 958 metri, din care se vizitează circa 270 metri. Continuarea peșterii este în stânga dumneavoastră, unde se poate observa o deschidere cu o galerie îngustă ce se parcurge cu greu de către spiologi pe alături de și cu echipament special. Acest culoar se poate persoană în ieșit pe partea cealaltă, cu un prilaj dată cu amenajarea peșterii, pentru a nu lăsa posibilitatea de a pătrunde orice parte pe jos. Debitul culoarului a crescut foarte mult, aducând multe aluviuni. În sala mare a peșterii s-a format astfel un lac subteran cu o înălțime de 8 metri, iar la un moment dat planșeul a cedat sub presiunea apei. S-a prăbușit, iar apa a țâșnit pe culoarul pe care ați venit, făcând vizibilă intrarea printr-o explozie hidraulică. Deși intrarea era mică și se făcea doar târâși, pasionații de biologie s-au speculat cu greu prin intrarea îngustă pentru a descoperi minunile create de natură. Era o peșteră sălbatică, iar cei care au intrat au făcut ce au vrut. De aceea se observă... Astfel, peștera Valea Cetății a putut fi înscrisă în circuitul turistic și a fost declarată zonă naturală protejată de interes național și monument al naturii. Peștera are la ora actuală un sistem de iluminat aparte, cu LED-uri cu lumină rece, tocmai în ideea de a nu deranja ecosistemul și coloniile de lilieci care și-au făcut casa aici. Ce-ți trimit și nouă, mă? Păi cum, mă? Ce-l fac frumos? Și noi suntem după mult list acolo jos. Doar eu sunt. Și apoi să mergem la război. Să rugăți copiile, părinții și Nu,
Și colocanii, Camila,
acolo. Auzi! Plinge, Vioara! Auzi cu plinge, Vioara! Plinge, Vioara! Asta-i.
că și ea în cercurileze, că ăsta-i coada și e care... Da, 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 da. Rubăcioci, pleci. Ai vezi ce degeaba buia ce-a spus aici? Da, s-a aproape. Si, o leac. Pe tu n-ai. Păi da, așa așa. Numai că am trebuit să rămân și să văd mașina. Și tot așa. Păi, băi, dacă s-o iei așa, că s-o fost în jocul ăsta de obțit. Deci noi ne-am dus acolo, în batalion, în locul acolo, la două mașină. Nu am trebuit să ne obțit. La ce ești ne-a plăcat la Ramada, că s-o fost în jocul ăsta de obțit. Hai. Am băut până duși cafea, ții un whisky, frumos. Da. Deci oamenii atât de respectări, băi. Nu, el a putut să comandă pensiune, nu? Nu, el a comandat Ramada, Potem, băi, și știe. Nu, a putut să știu. Și... Și ne-am dus, și dimineața a fost așa, băi, nu știu ce fel de lucru, dar știu, dar trebuie să-i partea lui, adică în plus la... Nu, că nu e mult, dar vreau, ca un gest.